Bună seara, doamnelor și domnilor! Este timpul să vedem cum va fi vremea în următoarele zile și mai întâi să aruncăm o privire asupra Europei, unde și mâine va predomina atmosfera închisă. Se așteaptă ploi și vânt intens în țările din nord-vest și din sud-vest, se vor amesteca lapovița și ninsoarea în nord-estul continentului. În restul zonelor, precipitațiile vor fi slabe și vor veni doar pe spații restrânse. În România, în această noapte, vor fi nori în est și prin sud, din loc în loc ceață, burniță și izolat condiții de polei. Mai puțini nori în regiunile de deal și de munte, la fel în vestul, nord-vestul și centrul țării. Acolo se anunță cer variabil și ceață se va forma pe arii restrânse, vânt în sud-vestul și estul țării. Cât despre temperaturi, acestea vor fi ceva mai scăzute decât noaptea trecută și se vor situa între minus 8 și plus 2 grade. Cel mai frig va fi în estul Transilvaniei. Mâine, vremea va fi caldă pentru data din calendar, mai ales în regiunile de deal și de munte și vom avea temperaturi maxime cuprinse între 3 și 9 grade. Norii vor acoperi estul și sudul țării, iar ceață se anunță mai ales prin sud, local persistentă de-a lungul zilei. În schimb, în vest, în nord-vest și în centru vor fi momente însorite, iar ceața va apărea din loc în loc dimineață și se va risipi repede. În București, în această noapte, cerul va fi noros, se așteaptă ceață și burniță, iar spre dimineață se vor înregistra 2 grade. Mâine, vreme închisă, mai ales în primele ore, când mai poate burnița. La mijlocul zilei, temperatura urcă la 6 grade. Vreme închisă și joi și vineri, cu ceață în prima parte a zilei și condiții reduse de precipitații. Aceleași valori termice de 5-6 grade. În schimb, în regiunile de munte, mâine găsim vreme frumoasă și ceva mai caldă decât astăzi. Norii apar seara și mâine noapte în Carpații Occidentali și în nordul celor orientali. Vor fi acolo ploi slabe, iar la altitudini mari, precipitații mixte. Vântul va fi activ în munții Banatului. Joi, în țară, vremea se va menține caldă pentru această perioadă, în special prin vest și vom avea maxime termice de la 2-3 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până la 10 grade în dealurile vestice. Atmosferă închisă în continuare în est și mai ales în sud, cu ceață care local va persista și care poate fi însoțită de burniță sau de ploi slabe. Alte ploi se anunță în Maramureș, în nordul Crișanei și al Moldovei, izolat prin Transilvania. Vineri va fi o zi cu vreme mohorâtă în cea mai mare parte a țării, dar în continuare caldă. Temperaturile maxime se vor situa între 2 și 10 grade. Ceața va fi prezentă în zonele joase, iar în regiunile de deal și de munte cerul va fi doar temporar noros. Acestea sunt datele meteo de astăzi. Să aveți o seară frumoasă și relaxantă. Ne revedem mâine!